A început licitația Parachain pe Polkadot. Cine va câștiga, sau mai bine zis, cine vor câștiga în această rundă, pentru că doar doi vor avea acest noroc. Să înceapă haosul! Bună și bine ai venit sau revenit pe Polkadot România, eu sunt Claudiu. Momentan, uitându-mă la lista de împrumuturi colective de pe Polkadot, au rămas tot cei patru. Peak Network cu peste 85.000 de DOT în contribuții, Invarge cu aproape 61.000 de DOT, Sora cu peste 9.700 de DOT și Mundsama cu peste 117.000 de DOT, care domină licitația momentan. Aici putem vedea cum Mundsama cu paraidiul 3334 câștigă fiecare bloc. Dacă ar fi ca Mundsama să câștige cu DOT-ul care este contribuit momentan, ar însemna aproximativ 140 de SAMA pentru fiecare DOT contribuit, sau echivalentul la $4.40 la prețul actual. Pe Kusama, Band, toți singuri au rămas cu aproape 1800 de Kusama contribuiți și câștigă licitația actuală, care se termină în mai puțin de o zi. Astar Network au anunțat că pe 6 aprilie lansează Wasm cu contractul inteligent Ink, care este nativ ecosistemului Polkadot. Odată lansat, ne putem aștepta la mai multe aplicații descentralizate, deoarece vor putea beneficia de avantaje native precum viteză, stabilitate și interoperabilitate. Echipa de la Parallel Finance au anunțat că și-au publicat planul pe trimestrul 2 din 2023, cu planul ambițios de a oferi DeFi la 1 miliard de oameni. În primul rând, integrarea cu protocolul XCMV3 va face mai ușoară și integrarea cu alte proiecte în ecosistem, iar un alt punct interesant este că vor activa și podul de conectare cross-chain compatibil cu EVM pentru a-ți putea transfera fondurile mai ușor între blockchain-uri, dar și opțiunea de swap dintre diferitele blockchain-uri cu EVM. Echipa de la Fala Network a organizat astăzi și discuția lunară cu comunitatea și ne-au zis că în aprilie lansează Fat Contract, adică mult așteptata platformă care va permite conectarea între Web2 și Web3. De asemenea, mi-au răspuns la niște întrebări, una a fost legată de când o să aflăm dacă Binance listează PHA de pe Kala Network sau Fala Network, ca să putem face staking mult mai ușor, pentru că mulți țin fondurile pe Binance și mi s-a zis că Binance au o listă foarte lungă de așteptare până adaugă codul pentru o nouă rețea, așadar o să mai avem de așteptat și nu știm când. O altă întrebare pe care le-am pus-o a fost în legătură cu conectarea aplicațiilor la Polygon utilizând Fat Contract, la care mi s-a răspuns că da, se va putea când se integrează cu Polygon. Asta face Fala Network multi-chain, ceea ce este critic pentru dezvoltare, nu se blochează doar pe un singur ecosistem. Echipa de la Fala au mai anunțat pe Twitter că cei care testează Fat Contract să termine mai repede, deoarece pe 31 martie vor accepta aplicațiile pentru implementări și pentru utilități până pe 21 aprilie. Deci vin momente bune pentru Fala în al doilea trimestru. Acesta a fost tot, îți mulțumesc încă o dată că ai urmărit acest video și sper că ți-a fost util. Nu uita să dai un like și să lași un comentariu, dar să ne și urmărești pe Twitter și să intri pe grupul de Telegram Polkadot România pentru a primi ajutor sau pur și simplu să comunici cu comunitatea. Să ai o zi frumoasă, ne revedem în următorul video.